zile la serviciu, 3 acasă. Ideea face parte dintr-un proiect de lege depus în Parlament, care va fi supus la vot miercurea viitoare. Asta după ce ieri a fost amânat. Comisia de specialitate susține că programul se poate pune în practică și acum, dacă există o înțelegere între angajat și angajator. Inițiatorii spun însă că este nevoie de o lege clară, în contextul în care o directivă europeană obligă statele membre să asigure echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Săptămâna de muncă de 4 zile este văzută de specialiști de pe piața muncii drept o variantă de flexibilizare și de acomodare la întoarcerea la birou în perioada post-pandemică. M-aș bucura să fie săptămâna de lucru de 4 zile. Așteptăm cu mare bucurie. Da. Weekend prelungit. Inițiativa legislativă care a ajuns în Parlament îi aparține liderului senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, care susține că o asemenea decizie este necesară și respectă legislația europeană. Potrivit proiectului, în codul muncii ar urma să fie introdusă posibilitatea ca angajatorii și salariații să stabilească de comun acord un program de lucru de 10 ore pe zi, timp de 4 zile cu 3 zile de repaus. Probabil vor fi companii și angajatori unde îi vor lăsa pe angajat să-și aleagă dacă vor să lucreze în continuare 5 zile sau 4 zile. Acum, în general, ei sunt foarte deschiși după pandemie și după această experiență pe care au avut-o cu munca de acasă, cu munca hibrid. Un sondaj recent arată că jumătate dintre angajatori ar fi de acord la trecerea la săptămâna de 4 zile de muncă, în condițiile în care programul se mărește cu 2 ore pe zi. La polul opus, 8 din 10 angajați se arată deschiși să lucreze doar 4 zile pe săptămână, însă peste jumătate dintre ei nu vor să muncească mai multe ore. Dacă se dorește cu 10 ore pe zi, nu prea e convenabil. De ce? Ar fi greu să... Păi da, unii mai au și două joburi. Nu cred că e atât de eficient și așa nu se lucrează alea 5 cum s-au lucrat alea 4. Să se facă măcar întâi de test, să se vadă cum e. Dacă se majorează timpul de lucru de la 8 ore la 10 ore pe zi pentru a se păstra același timp de lucru săptămânal, cu siguranță vor exista discuții asupra gradului de oboseală ce survine asupra salariaților și asupra productivității activității dumnealor în momentul în care s-au obișnuit să lucreze 8 ore pe zi și trec la 10 ore pe zi. Trebuie să avem grijă pentru că nu e ușor nici de la 8 ore să lucrezi 10 ore pe zi, trebuie să ne luăm pauze mai des, trebuie să ne mișcăm un pic, să nu stăm numai la birou, pentru că dacă stai 10 ore după aia apar alte probleme. Mai multe țări au testat sau chiar implementat acest program, printre care Marea Britanie, Belgia și Japonia.